Bine v-am găsit, suntem pe data de 6 iulie, suntem într-o zi de sâmbătă și am venit la o colonie. Avea catul deasupra, am luat catul, am scos 3 rame cu miere, dar i-am lăsat 6. Să vă arăt. Să văd. Deci aceste rame de aici sunt pline cu miere. Deocamdată nu îi le iau. De fapt nici nu iau, iau doar câte 3 odată la un anumit interval. Nu las colonia fără mâncare, s-ar putea, eu știu, să nu mai aibă de unde aduna. Bine, a adunat vreo 10 rame cu miere. Vedeți, este și căpăcită, deci nu, această miere nu este de la floarea soarelui, poate cea din partea de jos, dar nici asta nu pare de la floarea soarelui. Așa sunt toate cele 6 rame. Bun, deci așa procedez eu. Deci am scos 3 rame cu miere, astea îi le las. Chiar dacă vine miere de la floarea soarelui, chiar e curios. Nu i-am deschis încă cuibul. Nu i-am deschis încă cuibul și să vedem cam ce se găsește în cuib. E mai greu de scos această ramă. E greu până scoți prima ramă, asta este goală, în caz că are nevoie de a depune miere sau are nevoie de spațiu albina, deci asta va fi o ramă goală. Bun. Scot prima ramă ca să pot lucra și acum urmăresc un pic cuibul să văd cum este cuibul unei colonii la ora asta. Trebuie avut în vedere varoa, dar după testul efectuat nu este problema. Deci are loc destul de mult. Nu există el un cules așa mare încât să blocheze. Aici avem celule cu nectar. Arată bine. Ramele astea o să rămână. În această perioadă cam lipsește polenul. Aduce el, dar imediat este și consumat. Rare sunt colonii la care am văzut o rezervă de polen. Și iată prima ramă cu puiet. Asta m-a interesat pe mine, să văd puietul. Da, arată foarte bine. Fiindcă a avut cat deasupra, mierea a fost pusă în partea superioară, în cat, multe de ouă. Prima dată te uiți de ouă când verifici o colonie, să vezi dacă există prezența măcii. După aceea nici nu mai este nevoie să mai te uiți după mască, dacă ouăle sunt prezente. Deci puiet la ora asta e mulțumitor la această colonie. Nu toate coloniile au la fel, unele sunt mai vrednice, altele mai slabe. Prezența trântorilor a cam scăzut în colonii. Există trântori, dar într-un număr limitat, deci foarte, foarte puțin trântori la ora asta. Mă uit dacă sunt larve aici.
Da, aici a eclozat, a fost un rând de puiet. Matca în luna asta o să-și restrângă cuibul și greu îi determin să mai depună ouă. Avem un pic de nectar de la, nu știu dacă e de la floarea soarelui, că nu mi se pare așa o miere galbenă, să zic. Mai degrabă mi se pare că e de la fâneață. După 2 zile de ploi, fâneața dă foarte bine dacă este în zona. Iată o altă ramă cu puiet. Albina nu trebuie să fugă de pe puiet în niciun caz. Da, aici blochează cu stropii de nectar. Culesul acesta din iulie este un pic păgubos datorită că albina prima dată umple celulele cu nectar, celulele de lângă puiet, lângă puietul albinei, și abia după aceea, în timpul nopții, când nu are de lucru, o să vină și mută nectarul în alte celule. E mutat de mai multe ori, nectarul, până devine miere. Dar sunt celule goale suficiente. Acum să vedem ce vine din exterior. Eu am aplicat această metodă de a scoate miere, dar cum scot? Una da, una nu. Sau în funcție de ce cantități de miere are, iată, celulele umplute cu nectar. O să rămână în luna august cam 3 rame de puiet și este suficient pentru iernare. Mă uitam după trântori, am observat că trântorii la ora asta ei sunt 2-3 și se plimbă, stă pe puiet în general. Aici nu-l văd pe domnul trântore. Mă uit în altă parte să văd un trântore. Chiar dacă este cules, vin cu turta proteică, le dau un pic, are rol de stimulare. Iată un trântore aici. Acum, în această perioadă, au început să mă fie dragi, fiindcă sunt rari. Dacă și în luna august mai găsești trântore prin stup, e și mai bine. Colonia își păstrează acolo câțiva trântori, nu mulți, o colonie sănătoasă își păstrează acolo, știu eu, 2-3 am văzut pe fiecare ramă plimbându-se. Și aici este unul, se plimbă printre albine și în general pe ramele cu puiet. Aici nu este o matcă mai în vârstă, nu știu, cred că are 2 anișori, fiindcă a fost o matcă care a intrat în frigurile roitului și am oprit-o din friguri, mutând tot puietul în cate, după care ea și-a făcut din nou cuibul, cum a gândit ea. Sunt regine tinere care pot înlocui aceste măci și dacă adăugăm o matcă tânără unei astfel de colonii, va fi o familie perfectă. Foarte, foarte frumos. Îmi place și cum este ea așa așezată. Depune ouă, dar destul de limitat. Sunt depopulări din cauza că, iată, mai are celule de trântor, deci
reginele mai în vârstă de pun. De pun și trântori. Nu e nicio problemă, o să-i crească. Eclozează, nu mă deranjează cu nimic. Iată ce bine arată această familie la ora asta. Lupta apicultorului este ca în iulie să întrețină ponta, dar este destul de greu, fiindcă apare aceste mici blocaje datorită unui cules. Având acea rețetă de tută proteică cu stimulare pentru oat, cu aminoacizi, cu proteină, totul o să fie în regulă. Aici avem larve, foarte fain. Dacă avem larve aici și venim și cu un pic de proteină, undeva pe 3-4 rame avem puiet și în luna august. Avem o mătcuță neagră aici, să o prind că trece. E între spetează și pagure, nu-i place lumina, se ascunde, de aceea de multe ori nu reușești să o vezi. Deci ea s-a băgat între spetează și pagure și acolo stă, deci nu se mai mișcă și tu poți să-l tot... Ba da, uite, a trecut. Deci avem o mătcuță neagră. Ia să caută celule, arată încă bine. E mare, dar totuși intră să ia în friguri. Bun, deci esența acestei colonii a fost că i-am scos miere, are miere. Puiet larvar în această dată pe 6 iulie este important. Și acum menținerea pontei este și mai importantă. Plus că acea albină care de acum trebuie crescută, o pregătești pentru a crește albina de iernare. Eu consider că din august deja începe acest procedeu, deci larvele de acum, vor fi, să zic așa, albinele doici pentru albina de iernat. Sau poate fi chiar începutul iernii. Depinde de ritmul naturii. Adică ce avem în natura. Bun, introduc aici acea ramă. Are două rame goale. Golgoluțe. Are unde să pună nectar. Dăm un pic de fum. Albinuța arată foarte bine. Sunt mulțumit și de tratamentele efectuate, care au fost doar pe bază de acid formic. Testul a fost făcut cu flumetrină pe 3 colonii. Gata, nu te mai deranjez, arată foarte bine. Venim cu proteină. Turta proteică nu va afecta mierea, în niciun caz. Este nevoie de proteină la, să zic așa, la, proteina este necesară. Puietului. Nu există proteină în scup, foarte puțin. Turta proteică are doar miere în compoziție. Îi punem aici un pic. Așa. Încă un pic aici. Având stimulenții pe bază de ulei esențial, are vitamine, sare, vitamina C. Dacă doriți să aflați rețeta, o vedeți cu câteva filme anterioare. Asta tot o dau
fără nicio problemă la această dată. Bun, deci cam asta ar fi, să-i dau și niște formici. Acum, având la dispoziție și uleiuri esențiale, formică îi dau așa, preventiv, să zicem. Bun, să organizăm acum, să acoperim cuibul, îmi trebuia o folie. Îi dau o bucată de folie. Aici acopăr în totalitate. Ia să-i aduc o bucată de folie, că se pare că lui nu i-am tăiat. Am adus o bucată de folie. Așa, și acum albinuțele deja au venit, au luat cunoștință cu turta. Eu sper că aproximativ o săptămână le ajunge acea turtă. Aici îi las un pic de aer. Și acum albinuțele poate să crească puiet liniștit. Rame goale au. Totul arată bine. Bun, cam asta este astăzi cu albinele. Totul e în regulă. Cam atât, până data viitoare, numai bine!